De 20 de ani mă știu cu cocoașa. Se mai poate face ceva? Sunt fizioterapeut Alexandru Ilie și problema cocoașei este cu siguranță una dintre cele mai frecvente în patologia clinică, pentru că de obicei ea ne deranjează din punct de vedere estetic. Dacă nu combatem această cifoză, la un moment dat îi poate deveni un fenomen care este ireversibil. Prin urmare, în acel moment, când vorbim despre o cifoză structurală, singurul obiectiv terapeutic rămas este acela de a stopa evoluția acestei patologii. Dacă nu abordăm cifoza într-o manieră serioasă, putem avea ulterior chiar și disfuncții respiratorii privind volumul respirator. Și toate aceste lucruri le voi explica în cadrul evenimentului Restart X Life, provocarea de 5 zile, când chiar în prima zi, dacă vei participa, vei putea să afli cum să corectezi cocoașa, asta dacă se mai poate corecta ceva, sau, bineînțeles, cum poți face ca să spui stop acestei deficiențe posturale. Înscrierea este gratuită și te invit și pe tine să ne fii alături.